Astra Giurgiu și-a păstrat poziția de lider în Liga 1 grație egalului 1-1 înregistrat în deplasare cu CFR Cluj. Rezultatul este considerat unul mulțumitor în condițiile în care de la Astra au lipsit Budescu, Teixeira, William, Junior Moraes, Geraldo și Bubacar, adică aproape jumătate din 11-le de bază. Clujenii au deschis scorul repede în minutul 6 prin Iacolis, la o fază la care arbitrul de margine nu a semnalizat un offside clar. Astra a egalat însă după pauză în minutul 51 prin Alibek, care a înscris cu un șut de la 14 metri după un corner executat de Boldrin. Antrenorul Marius Șumudică s-a declarat și el mulțumit de rezultat și spune că echipa a avut un joc bun. Mă mulțumește punctul. Am venit să nu pierdem, veneam după o înfrângere, apanaj al unui joc dezlânat cu pandurii. Nu meritam să pierdem, dar asta e, se întâmplă. Am jucat fără jumătate de echipă azi, îi felicit. Lucrăm foarte mult la fazele fixe, suntem preocupați de aceste lucruri. La meciuri la care nivelul este oarecum același, poți decide meciul dintr-o fază fixă. Îi felicit pe jucători. Alibek a făcut un meci senzațional, a alergat foarte mult, crește de la meci la meci, a declarat Șumudică la finalul partidei. În etapa viitoare, Astra Giurgiu va juca pe teren propriu cu FC Botoșani. Partida va începe de la ora 18:30.